Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Mehedinți, unde președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de consilierii județeni, au dezbătut mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. Printre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi au fost discutate proiecte despre desemnarea unui reprezentant pentru unele dintre instituțiile din subordinea Consiliului Județean. De asemenea, în cadrul ședinței s-a discutat și votat proiectul de hotărâre privind rectificarea și realocarea cotei de 6% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare și a mai multor cheltuieli ale unităților teritorial-administrative în vederea echilibrării bugetelor locale. Proiect de hotărâre 984/2023 privind rectificarea și realocarea cotei de 6% din impozitul pe venit. Comisia Juridică, Comisia Economică, Comisia de Învățământ, Cultură, Sănătate, Comisia pentru Servicii și Comerț, Comisia de Urbanism, Comisia de Relații Externe, Comisia de Agricultură, discuții. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre 984/2023. Un alt punct de asemenea important de pe ordinea de zi a fost despre aprobarea unui regulament privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu gabarit care depășește limitele maxime specifice fiecare categorie de drum. Din păcate, sunt foarte multe camioane care depășesc tonajul maxim admis. Și e păcat să stricăm drumurile pe care le-am făcut cu atâta eforturi. Și sper ca de acum încolo să înțeleagă toți cei care au asemenea sau procedează de o asemenea manieră și nu vor mai tolera lucrul ăsta. Chiar și pentru cei care vor transporta asfalt, pietriș și piatră spartă pentru drumurile județene, fiind în contract cu Consiliul Județean Mehedinți. Pentru că nu poți să construiești pe o parte și să strici pe partea cealaltă. Și vom fi foarte atenți cu aceștia, vom fi foarte atenți cu cei care transportă material lemnos și nu respectă tonajul și cu, evident, chiar și pe timpul verii acum, în zonele agricole, cei care transportă din câmp cerealele și nu respectă acest tonaj. Trebuie să avem grijă de ceea ce am făcut. Avem un cântar care funcționează, personal instruit, aveam nevoie de acest regulament adoptat. S-ar putea ca pe parcurs să mai fie nevoie să mai facem mici ajustări în funcție de realitățile cu care ne vom confrunta, dar e un început. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a implicat activ întotdeauna în viața comunității pentru rezolvarea nevoilor prioritare ale cetățenilor din județ, din dorința de a satisface aspirațiile pentru un trai mai bun și mai modern.